Până la data de 30 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.055.265 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, COVID-19. 989.393 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 1,86. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 180.024, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași, Prahova, Bihor. Județele în care au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt în București, 363, urmat de Prahova, 83, Cluj, 80, Timiș, 77, Brașov, 68, iar la celălalt pol, cele mai puține cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore se află Ialomița, 4, iar în Gorj au fost înregistrate 6 cazuri. Până astăzi, 28.109 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 29 aprilie 2021-30 aprilie 2021 au fost raportate 138 de decese, 72 femei și 66 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 46 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 39 decese la categoria de vârstă de peste 80 de ani. 129 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 6 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.636 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi. 358 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.245. Dintre acestea, 1.284 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.365.132 de teste RT-PCR și 892.355 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.385 de teste RT-PCR, 10.011 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.374 la cerere și 8.606 teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 5,1%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată în graficul alăturat. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.526 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2 coronavirus. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 22 aprilie-29 aprilie 2021 au fost raportate 30.290.698 de cazuri în Uniunea Europeană. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.